Iar acolo, da, bicicleta are prioritate. Hai, salut! Eu sunt Mircione și dacă e sâmbătă, facem o nouă plimbare cu bicicleta prin cartier. Facem un nou street walking, de data asta sunt în cartier și vă prezint străduțele. Mergem un picuț pe o pistă de biciclete și vedem cum arată orașul de pe bicicletă. Așa că, hai să vedem! Salut! Dacă e ceva ce nu-mi place în traficul din Guadalajara, sunt autobuzele. Marea majoritate a accidentelor în Guadalajara sunt provocate de șoferii de autobuze, de cei cu motociclete, de delivery, Rapid, Didi, Uber și de taximetriști. Vă spuneam într-un video trecut că găsiți în Guadalajara cam la fiecare colț de stradă câte o tarabă cu tacos. Exact aici în colț doar ce se deschide. Foarte, foarte liniște după ploaie, însă având în vedere că este și sâmbătă, lumea se odihnește. Foarte mică mașina asta. Puiul prăjit, un local foarte fain de unde mai cumpăr. Să vă arăt și o dacie pe străzile din Guadalajara, o dacie break. Cred că vă spuneam într-un video trecut legat de mașinile care vin și cumpără fier vechi. Ei bine, live, acum vă prezint o mașină care vine și cumpără fierul vechi. Și am intrat și pe una din pistele de biciclete de pe strada Federalismo. Vă spuneam că în Guadalajara, pe marea majoritate a arterelor principale, este câte o pistă de biciclete. După cum vedeți, are undeva la un metru în lățime. Este foarte, foarte ok. Nu sunt gropi. Foarte, foarte faină. Și cel mai important, este foarte, foarte sigură. Intrăm acum pe o străduță de centru ca să vă arăt exact cum arată partea unde se conduce bicicleta, toată zona asta marcată cu alb. Cam așa sunt, hai să spun, mini pistele de biciclete pe străduțele din centrul orașului. După cum vedeți, și drumul cu prioritate pentru bicicliști. Iar aici este o stație de biciclete, ce se cheamă Mi Bici. Ei bine, toate aceste biciclete se pot închiria pentru o zi, pentru o săptămână, o lună sau pe an. Se plătește o taxă și toate aceste stații sunt cam în fiecare cartier, de unde pur și simplu pui cartela și îți iei bicicleta. Iarăși o inițiativă ce în Constanța cred că se începuse, însă a fost lăsată baltă. Așa că, Constangeles, ai ce să înveți de aici, din Mexic. Puneam de prețuri. Ei bine, aici ai o hartă unde îți arată aproximativ toate stațiile de biciclete. 428 de pesos pe an pentru a avea bicicleta. Guadalajara are un trafic infernal, de asta eu în
acești 3 ani de zile am mers doar cu bicicleta la birou. Mă simt foarte, foarte safe. Într-adevăr, sunt anumite zone unde nu există piste de bicicletă și trebuie să fii foarte, foarte atent. Însă, în general, este foarte, foarte ok. Este liniște pentru că este sâmbătă după amiaza. În general, toate aceste localuri care sunt închise sunt magazine comerciale care, mă rog, acum după amiaza sunt închise, însă în general în timpul săptămânii toată această stradă este foarte, foarte plină. Și o altă stație de biciclete aflată la nici 100 de metri de cea pe care v-am prezentat-o mai devreme. Ca o concluzie, ei bine, Guadalajara este un oraș unde sunt foarte multe biciclete. Probabil din video nu ați văzut foarte mult, însă am să revin cu videouri din diverse zone și din zonele, hai să spunem, mai comerciale. O inițiativă super, super bună a primăriei pentru a pune la dispoziție aceste biciclete și, bineînțeles, ca să închei, orașul se vede mult mai bine după bicicletă. Eu sunt Mircione, mersi pentru plimbarea cu bicicleta, puteți lăsa în comentarii despre ce să mai fac, ce ture să mai fac prin Guadalajara. Cu mare plăcere în timpul liber am să filmez mai multe zone. Mersi, ne vedem curând. Salut!